Bună dimineața, încă o dată tuturor. Vă mulțumesc că ați venit și ați dat curs invitație de a participa, de fapt, la ultimul webinar pe partea de legal. Pe partea de tax, mai avem un webinar săptămâna ce urmează. Acum, începând din septembrie, încheiem cursul de webinare pe partea de legal și de discuție a webinarilor sau a legislației care a suferit modificări și care a fost adusă în fața rezidenților pentru a înțelege care este modalitatea de aplicare, care sunt prevederile pe care trebuie să le luați în considerare atunci când vă restructurați sau atunci când vă analizați business-ul, dar și ce trebuie să întreprindeți. Alături de noi, cum deja v-ați obișnuit din septembrie, este Biroul Asociat de Avocați, Oleg Efrim și Maxim Covei, care pe parcursul acestor webinare ne-au povestit și ne-au comunicat, de fapt, unele insight-uri, unele experiența lor și au adus și exemple practice. Discuția de astăzi se bazează pe legislația muncii și cele mai esențiale modificări care au fost pe parcursul anului 2023. Acum țin să menționez că în 2023 am avut diferite tipuri de modificări la legislație, la codul muncii sau la legislația subsecventă. O să vorbim în esență despre modificările care au impact asupra rezidenților MITP, de genul modificări că au fost extins concediul paternal pentru tații care au adoptat copii sau că s-au introdus prevederile ca de hărțuirea la locul de muncă. Deci astea sunt prevederi generale care oricum le-ați considerat atunci când aveați prevederile generale din codul muncii. Iar noi ne vom axa în această discuție și în prezentare efectiv pe ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2023, din perspectiva codului muncii și ce ar fi trebuit să considerați pentru a modifica regulile interne sau încă ce trebuie să mai faceți până la finalul anului 2023. Deci, asta fiind spuse, Maxim, te rog să preiai tu discuția. Mulțumesc frumos, Silvia. Apropo, despre al cincilea webinar, spune că o deprindere se formează în 4 săptămâni. Iată că noi, practic, s-o formată de prindere, că noi știm că în fiecare miercuri avem plăcerea să discutăm cu colegii din IT Park. Mă scuzați, în primul rând, pentru vocea mea. Astăzi am spre o inițiativă pe prezentare. Am fost sâmbătă la un concert și nu mi-am evaluat corect puterile. Așa că astăzi am să dau tot ce am, atâta sunt, atâta pot, vorba acelui artist. Vom vorbi despre aplicarea în practică celor mai recente modificări. Paralel, noi am mai abordat câteva aspecte și la webinarele precedente. O să le reiterăm astăzi. Mai sunt și modificări din 2022 care sunt la fel de relevante, 2021-2022 care sunt relevante. O să le abordăm și pe ele în contextul tuturor instrumentelor noi, dacă putem spune așa, care sunt utile sau poate fi utile pentru angajator, de ce nu și pentru angajați. Așa că avem despre încheierea contractelor de muncă și munca la distanță. Probabil, dacă am face un top de întrebări, cu excepția primului webinar, când am vorbit despre legea SRL, munca la distanță, cu siguranță, este în topul nostru de întrebări din partea rezidenților care au venit. De asta o să reiterăm, pe scurt, aspectele esențiale. Prima întrebare era când e necesară documentare imigraționistă a străinilor și când nu. Deci dacă este muncă la distanță, nu aveți nevoie să faceți permis de ședere în cazul unui nerezident. Nu e neapărat să-l documentați la Inspectorul General a Muncii, a Migrației, dar în același timp atenție la perioada în care el o să vină pe teritoriul Republicii Moldova, dacă o să presteze efectiv muncă la oficiul vostru, chiar dacă vin pe o săptămână, atunci atenție neapărat. Am povestit la webinarul anterior un caz când a venit, a bătut la ușă la BMA, atunci pe timp era BMA, așa că atenție la aspectul anume de muncă. Dacă vine în vizită, servească un ceai, cafea, un prosecco, nu e o problemă. Dacă prestează muncă pe teritoriul Moldovei, da, vă rog, atrageți atenția anume la toată procedura. Pentru că nu neapărat să obțineți permis de ședere, s-ar putea să faceți o notificare doar la BMA prin care e atenționați la IGM. Așa. Munca la distanță. Avem prevederi noi și în legea privind regimul străinilor, dar avem și prevederi în contextul COVID care au fost adoptate. Vedeți reglementările de bază în 292 în cele 1, în cele 5.
Trebuie să fie un contract, pe asta am atras atenția la modul practic ce lipsește unor colegi. În perioada COVID s-a încheiat contract, era necesitatea să fie munca la distanță. Acum, după modificare, trebuie să atenți că trebuie să fie inclus clauza asta în contractul individual de muncă și dacă nu există, să facem un acord suplimentar. Particularități pot fi prevăzute și în asta colectiv, individual, regulament intern, dacă există, pentru că vorbim azi despre el. Și atunci, mai multe detalii puteți să le vedeți în link-urile care o să fie în prezentare, sunt publicate pe YouTube. Condițiile generale, atenție, pe lângă ceea ce în 49 în codul muncii, mai sunt și niște clauze suplimentare care sunt obligatorii când aveți clauza de muncă la distanță. Condițiile când se prestează, puneți la dispoziție echipament, noi puneți programul de verificare, cum se realizează controlul, am vorbit despre Securitatea și Sănătatea Muncă la unul din webinare, despre evidența orelor de muncă, atenție la date personale, atenție la acord, atenție la confidențialitate și cheltuielile, evident. Întrebarea rămâne deschisă, cât timp voi nu specificați asta în contractul de muncă. Linkurile iarăși o să fie la webinar. Dacă astăzi mai aveți întrebări, cu mare drag, noi o să răspundem. Așa, la modul practic, munca la distanță în cazul nerezidenților, vă spuneam că au fost modificări noi din septembrie în vigoare, referitor la încheierea contractelor de muncă cu nerezidenți și munca lor la distanță, modificări expresă în legea privind regimul străinilor și o să separăm iarăși pe scurt, să delimităm ce e posibil astăzi la modul practic, dacă o să doriți să încheiați așa un contract cu un nerezident. Și acum și în următorul slide o să vorbim cum arată de fapt arhitectura conform noilor modificări și la modul practic, ce înseamnă la modul practic, care e recomandarea noastră de fapt pentru a încheia un contract de muncă cu un nerezident la distanță. Deci cel mai important e DNP-ul. Da, noi am mai discutat și anterior, e posibil în unele circunstanțe, nu la CTIF, dar la STISC, să obțineți un flashcard ăsta cu codul personal fără să străinul să aibă IDNP doar în baza datelor din pașaport, doar că asta nu e foarte practic, străinul nu se poate accesa serviciile fiscale, nu se poate accesa M-Sign-ul, nu, M-Sign-ul de fapt o se poate accesa, dar nu se poate să acceseze serviciile publice. Și cel mai important, serviciile fiscale, mai ales în cazul în care el e administrator, asta o să fie problematic. Așa că recomandarea este să-i fie atribuit IDNP-ul pentru ca să-i dea semnătura personală în baza IDNP-ului. Așa, după asta, să depuneți o cerere de confirmare a IDNP-ului, dacă l-are, prezența fizică sau prin procură să obțină semnătura electronică la STIS sau de la CTIF. Asta se face prin procură. Dacă are IDNP-ul, deja tot restul poate fi făcut absolut prin procură. Să obțină semnătura electronică calificată, să încheie contractul individual de muncă și atenție în lege. Noi am vorbit mai mult despre asta. În lege e prevăzut formă de document electronic, ceea ce înseamnă că întrebarea era dacă poate fi semnat cu semnătură olografică. Logica spune că da, dar legea, așa cum e formulată, mai bine deja faceți-l un document electronic și stați fără griji, pentru că asta e una din condițiile ca să puteți încheia contract și să presteze muncă la distanță. Și deschiderea sau gestionarea contului bancar, iarăși, ca și opțiune, e posibilă în baza procurii, dacă banca sau cineva de la ghișeu să spună că nu, nu-i credeți, precis vă spun că e posibil, doar că, într-adevăr, sunt niște proceduri suplimentare ca și termen. Băncile deja au prelungit deschiderea în baza procurii a conturilor, chiar și pentru persoane fizice, undeva în jur de 2-3 săptămâni, așa că planificați din timp această procedură. Și să respecte condițiile stabilite pentru această categorie de salariați, asta înseamnă să nu stea pe teritoriul Moldovei mai mult de 90 zile în timp de ultimele 180, document electronic, muncă la distanță. Și da, asta e procedura practică, la modul în care au fost modificările. Ar trebui să obțin un DNP la distanță, fără să intre pe teritoriul Republicii Moldova, se depune la oficiile consulare din străinătate, se depune set, se obține DNP-ul, se obține semnătura electronică cu aceste DNP, se încheie contractul și respectă condițiile. Deci simplifică, de fapt, procedura de DNP ca și modificare esențială în acest proces. Asta ar însemna că el mai trebuie să vină, să traverseze frontiera. Implementarea tehnică probabil va necesita o perioadă de timp,
Sperăm că în cel mai scurt timp vom avea modificările și asta o să ne ușureze această procedură. Maxim, dacă îmi Da. permiți, uite, într-adevăr, cum ai menționat și tu, munca la distanță și obținerea sau munca la distanță a nerezidenților, a cetățenilor străini, cred că a fost firul roșu prin al acestor webinare, în care, practic, noi am vorbit cel puțin la primul, cred că mai puțin, pentru Da, serviciul care a da. fost dedicat, dar în rest, la toate webinarele am fost pus în discuții sau cel puțin a fost o întrebare în formularul de înregistrare, cum se angajează cetățenii străini, care e partea de documentare, ce se întâmplă cu munca la distanță. Asta este motivul pentru care noi încă o dată am reiterat aspectele astea și am indicat și în prezentare link-urile la webinare pentru a avea acces mai facil la acele discuții. Ceea ce voiam eu să te întreb, dacă din septembrie, atunci când de fapt a intrat în vigoare aceste reguli, eu înțeleg că nu avem o implementare tehnică, dacă ceva s-a schimbat pe această perioadă, din câte voi cunoașteți? Din informații pe care le avem, nu s-a schimbat partea de obținere a DNP-ului la distanță. Sperăm în cazul ăsta să greșim. Dacă o să reconfirmăm în următoarele 2-3 zile, o să transmitem o informație, dar până când nu avem, s-a schimbat ceva în sensul ăsta la oficiile consulare și cu procedura de obținere a DNP-ului la distanță. Deci dacă sunt modificări, noi o să intervenim anume la webinarul care era dedicat pentru angajarea cetățenilor străini în comentarii pe pagina noastră de YouTube. Noi o să venim cu un comentariu dacă s-a schimbat sau nu. Dar Că dacă în s-a momentul schimbat... care, da, în momentul în care o să aflăm, chiar dacă asta nu o să fie o săptămână, două, noi încercăm să avem diligența ca să informăm, să spunem, iată, acum s-a schimbat ceea ce noi am discutat, ca să fie up to date. Nu am înțeles. Așa. Deci, da, mai multe detalii, discuții tehnice au fost la webinarele anterioare. Deschiderea contului bancar în Moldova, nu și gestionarea. Cu gestionarea, din momentul în care s-a deschis în baza procurii, posibilă și gestionarea lui în baza procurii ca acces, ca chitare și efectuare de plăți, așa că și gestionarea, da. Dacă s-a deschis în baza procurii, noi am avut cazuri când și gestionarea a fost posibilă prin procur. Dacă nerezidenții află pe teritoriul Moldovei, de exemplu, 45 zile, lucrează, dar nu din oficiu, nu va fi problemă. Dacă nu lucrează în oficiul vostru, asta e minus un risc, dar oricum, dacă el prestează muncă, pentru că acolo e indicat nu prestarea muncii la oficiu companiei, dar prestarea muncii. Și în momentul în care IGM-ul are posibilitatea să probeze că el prestează muncă, asta deja e pe risc propriu. Dar orice muncă, indiferent că e la distanță sau nu, asta e un risc pentru a le expulza. Ca să știți, este așa risc chiar de expulzare. La webinarul anterior noi povesteam cum au traversat 5 angajați la o companie, erau la oficiu, erau a doua sau a treia zi, IGM-ul cumva a monitorizat procesul, a venit la oficiu, era riscul de expulzare, așa că riscul este serios. Angajatul poate face internet, poate face internet banking, pentru asta oricum este nevoie să... internet banking oricum trebuie să fie prezent la ghișeu și atunci, da, este necesar procedura să fie respectată în totalitate. O secundă, vă rog. Mă scuzați. Așa. Documentarea relației de muncă, forma actelor, notificărilor, în informări. Asta este important. Noi asta am abordat iarăși la seminarele precedente. O să vorbim pentru că asta e super important și actual și pentru voi și în contextul muncii la distanță, dar nu doar. Deci, contractul individual de muncă semnează către părți și avem două forme. Înainte era o dezbatere, putem cu semnătură electronică sau nu. Acum dezbaterea asta a fost clarificată în baza legii și este fie semnează cu semnătură holografă, fie cu semnătură electronică avansat calificată, deja e calificat în baza legii noi și aveți libertate, aveți acoperire juridică, e foarte safe, dacă semnați cu semnătură electronică, o să fie recunoscut, produce efecte juridice și tot ok.
Atenție, în cazul în care semnați cu nerezidenții, am vorbit la, în slide-ul anterior, trebuie să fie semnături electronic calificate, eliberate de autoritățile moldovenești, în caz contrar, până când tehnic procedura de recunoaștere nu e posibilă, nu e implementată tehnic și atunci dacă nu e eliberată de prestatorii de servicii mobile, dictiv, DISTISC, atunci probabil cât timp nu e procedura asta de recunoaștere, o să fie problematic să-i recunoașteți efectele la acest contract semnat electronic, cu semnătură electronică eliberată în alt stat. Cu notificările, în mai multe contexte de notificări, înștiințări, inclusiv cu înștiințarea despre un anumit ordin, despre ordine inclusiv de sancționare, sancțiuni disciplinare, la fel cunoașteți că poate fi în formă scrisă, făcută, asta știm ce înseamnă, dar poate fi făcută și confirmarea recepționării înștiințării după îndeplinirea cel puțin a uneia dintre următoarele condiții, oricare din ele, deci alternativ, nu toate împreună, sau e predată, sau e la adresa poștală, fizic, sau e transmisă prin poștă electronică. Deci, și astea sunt modificări care sunt în 2022. Aveți liniștea și siguranța că dacă e transmis prin e-mail, mai ales e-mailul corporativ de dorit, e transmis o înștiințare, o notificare, un mesaj, atunci se consideră că produce efecte juridice, deci nu mai avem interpretări nici în contextul dreptului muncii. Cu dreptul civil noi ne-am clarificat mai de mult, dar în contextul dreptului muncii, oricum, erau întrebări, pentru că, într-adevăr, legislația are un nivel mai ridicat de protecția angajatului. Și atunci e ok, e safe prin poștă electronică. În orice alt fel la dispoziția destinatarului, asta ar însemna, sau mijloc de comunicare, teoretic, asta ar însemna și WhatsApp, Viber, Telegram, orice alte mijloace, dar oricum recomandarea este ca să mențineți, nu știu, niște, cel mai bunele practici, asta este recomandarea prin e-mail să fie transmis. Deși dacă ar fi WhatsApp și voi de obicei comunicați cu angajat prin WhatsApp, prin Telegram, ok. Despre obligația de informare și consultare, spre exemplu. Asta e o obligație particulară, specifică, mai ales în cazul reducerii statelor de personal, mai ales în cazul unor modificări importante în structura societății, angajatorului. Deja sunt modificările din noi, din care au intrat în vigoare de pe 2 iulie 2023, și când vă consultați cu angajații sau cu reprezentanții angajaților, inclusiv îi puteți notifica, informa, vă consulta prin poștă electronică. Și atunci, înainte era și obligația de a afișa anunțurile pe un panou în cadrul angajatorului. Acum e ok să transmiteți prin poștă electronică, prin alt mijloc de comunicare, un anunț public, de ce nu plasat pe pagina web pentru angajați, dacă aveți mult și mai ok să puneți pe pagina web. Și poate să fie ca și înainte un panou informativ cu acces general la sediul unității. Dar, iată, noi am avut, apropo, recent o procedură de reducere a statelor de personal și vă asigur că procedura asta de anunțare și consultare cu reprezentanți salariaților e un proces foarte important în această structură. Dar nu doar la reducerea statului personal, deci cazuri poate fi mai multe în acest context. Despre flexibilitatea operațională internă, probabil despre modificările care au intrat în vigoare 2 iulie 2023, au fost în contextul flexibilității și acordării mai multor posibilități de comunicare, interacțiune operațională, de structurarea proceselor, semnarea actelor, în mod special prima modificare care pe mulți o să-i bucuri, mai ales când tu ai 2, 3, 4, 5 angajați. Regulamentul intern era o formalitate care era o hârtie în plus pe care trebuia pur și simplu să o ai pentru că este în checklist-ul de verificare de la Inspecția Generală a Muncii și dacă nu l-ai adoptat, asta e o încălcare a normelor de muncă. Deci el nu mai este obligatoriu, este expres articolul 198 alineatul 1 din Codul Muncii, e un act juridic operațional, poate fi elaborat, doar dacă îl considerați necesar. Deci, ca să fie clar, nu-l aveți la unitate, la societate, asta nu este mai mult o încălcare. Dacă îl vedeți, și într-adevăr, în multe cazuri este util, dacă într-adevăr aveți procese pe care puteți să le puneți în regulament, care deja
le aveți formate sau aveți niște reguli interne care trebuie respectate sau aveți niște sisteme de bonusări și ar dori să le includeți în regulament sau ordinea sau accesul, nu știu, confidențialitatea, multe aspecte, de fapt, poate fi inclus în regulamentul intern, atunci, într-adevăr, are sens când voi simțiți că el poate vă aducă plus valoare. Dacă nu, nu e necesar deja să aveți pur și simplu o hârtie în plus ca să arătați că, iată, noi avem regulamentul intern a societății. În orice caz, deja dacă decideți că aveți nevoie de regulamentul intern, aveți nevoie de decizii, ordine, evident, se consultă cu reprezentanții salariaților și atunci ne amintim cum poate fi modalitatea de consultare cu reprezentanții salariaților, poate fi și online, transmiteți un proiect, haideți să ne consultăm, să vedem, să aduce la cunoștință, despre aducere la cunoștință, iarăși am discutat, asta poate fi nu neapărat deja sub semnătură, holograf, că am luat cunoștință, îi transmiteți prin poștă electronică corporativă, vă rog să luați cunoștință, să vă transmit semnat, să vă transmit confirmarea că da, am luat act și sunt de acord. Și atunci, la modul practic, deja tot procesul de adoptare a unui regulament croit sub necesitățile voastre poate fi făcut de la primul pas la consultare, dar chiar și la emiterea ordinii, la consultare până la aducerea la cunoștință, total online. Doar prin poșta corporativă, tot procesul este online. Dacă aveți mulți angajați cu munca la distanță, puteți adoptați regulamentul fără ca ei să vină la sediu, la oficiu, să le prezentați documente, să le semneze. Aici vreau, dacă eu să mă implic, cu anumite aspecte. Deci, cum ziceai, că regulamentul, într-adevăr, este ca un act intern opțional deja, însă dacă totuși se decide și avem anumite reguli pe care angajatorul poate să le clarifice în regulament. Aici vorbim, de exemplu, despre modalitatea de înștiințare de care ai vorbit anterior, că este pe mail, cu utilizarea poștii corporative, care sunt regulile pentru utilizarea poștii corporative, de exemplu, business versus personal. Regimurile flexibile de muncă pot fi aici ca și prevederi generale. Alte prevederi de genul care este dress code, care este inclusiv munca la distanță, care am atins-o astăzi. Deci, într-un regulament intern pot fi puse diferite reguli, însă dacă vorbim despre rezidenție MITP, atunci să luăm în considerare că regulamentul intern poate fi ca un document separat, dar poate conține și anumite beneficii. Și să nu uitați, pentru, din punct de vedere a aplicabilității impozitului unic, ca să fie considerat acel beneficiu plată salarială, este obligatoriu ca să respecte legislația muncii. Și legislația muncii impune ca să fie o decizie de aprobare, niște politici interne sau un regulament, ca să fie o argumentare în spate, la nivel de angajator, că sunt acordate acele beneficii. Deci, în cazul în care acest regulament sau politici interne lipsesc pentru, în cazul când sunt acordate cele plăți pentru salariați, atunci nu o să respectați acea prevedere din legea 77 și nu o să intre în impozitul unic. Deci, verificați ce este necesar sau care sunt regulile interne la nivelul la vostru ca angajator. Mersi, Silvia. Contractele de muncă pe durată determinată, încă o inovație interesantă și importantă pentru rezidenți parcului IT, pentru că a fost introdusă o posibilitate separată de semnarea contractelor individuale de muncă pe durată determinată cu salariații angajați în domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor. Deci, din formularea care rezultă, înțelegerea noastră, cel puțin, e că nu se limitează doar la rezidenții parcului, dar e pentru angajați în domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor. Teoretic, o companie care are și agent de activitate sau care e angajat în acest domeniu, dar, în orice caz, pentru rezidenții e foarte clar. Voi aveți posibilitatea să angajați pe perioadă determinată, este un temei separat, articolul 55, alineatul 1, litera M cu indicele 1. Întrebarea, evident, ferească, pe ce termen asta poate fi făcut? Și aici tot avem răspuns în codul muncii, pe o durată determinată, cel mult 3 contracte individuale de muncă, care cumulativ nu vor depăși 60 de luni. Deci s-ar putea cu același angajat inițial să fie 5 luni, ulterior o pauză, nu știu, de 4 luni, pe urmă încă un an, și noi luăm cumulativ.
sunt de pe 6-6 luni, adică 5 ani, ceea ce e suficient. Atenție, nu e neapărat să fii condiționat în cazul ăsta de un proiect investițional, pentru că de obicei asta era teme. Iată, noi avem un proiect, trebuie să luăm o echipă care lucrează pe acest proiect. Proiectul durează un an, nu știu, o lună, 3 luni și noi ne limităm la el. Nu e neapărat să fii doar pe proiect, pentru că asta deja e alt temei din litera K cu indicele 1, dar temeiul care a fost introdus în acest context, el ține doar de calitate, de domeniu și domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor. Și atunci aveți libertatea să stabiliți sau să încheiați contractele de muncă pe durată determinată. Poate fi un avantaj și iarăși asta ține de flexibilitatea operațională. De partea cealaltă, într-adevăr, unii angajați ar putea să nu fie fericiți cu contracte pe durată determinată, ar dori o previzibilitate sau o stabilitate și atunci asta deja ține de o chestie de negociere între voi, cum ajungeți la un consens. Dar posibilitatea este, deja riscul e mult mai mic în cazul rezidenților parcului IT și, evident, flexibilitatea. Evident, trebuie să fie inclus în contractul, expres în contractul individual de muncă, să fie clar că pe durată determinată se indice durata și atât. Da, mai erau temeiuri cu nerezidenții pentru care obțineați permise de ședere acolo, iarăși eu un temei separat că contractul se încheie pe durată determinată și durata condiționată de termenul pentru care s-a acordat permisul de ședere. Aici, care este consecința? De exemplu, dacă avem un contract cu un specialist IT, e 3 luni, 3 luni și încă 5 luni, de exemplu. Deci înțeleg că nu s-ar respecta prevederea numărul 2, deoarece ar depăși sau la al patrulea, încheierea patrulea, La al contractului. patrulea, da, iată, dacă ar fi 4 și ne-am face 4, câte, nu știu, 4-5 luni, teoretic, deja nu ne încadrăm și dacă ne gândim la consecințe, nu, în primul rând, evident, s-au încălcat consecința mereu când depășești codul muncii, s-au încălcat drepturile salariatului. Mă gândesc acum dacă poate fi interpretat că el să-i ofere regimul de perioadă nedeterminată deja. Pentru că nu ne-am încadrat în perioada determinată, evident, atunci interpretăm în folosul angajatului și Da, atât. exact. Eu cam tot aș zice că atunci când nu se respectă aceste precondiții pentru perioada determinată, avem prevederea că atunci se va considera nedeterminată, deci chiar dacă va fi încheiat pe această perioadă. Și aici de atras atenție că într-adevăr pot fi încheiate pe perioadă determinată cu salariații indiferent, cum ai zis, dacă sunt rezidenția MITP sau dacă nu sunt rezidenți. Deci nu avem o limitare față de rezidența MITP. Dacă este o întrebare în chat. Bun, în caz dacă transmitem regulament prin poștă electronică corporativă atribuită din partea salariatului, este necesar un răspuns de confirmare că a primit și este de acord? Da, pentru că, pe de o parte, voi aveți confirmarea că l-ați înștiințat când ați transmis prin poștă electronică, dar este o cerință suplimentară. Puteți vedea aici aducerea la cunoștință. Bun, putem să interpretăm că noi am adus la cunoștință prin faptul că am transmis prin poșta corporativă, dar recomandarea este să obțineți o confirmare că da, Am am recepționat. recepționat, confirm. În cel mai bun caz, cel mai bun scenariu în general, sunt de acord cu conținutul regulamentului și atât. Aici ar fi aplicate la întrebarea asta, ar fi aplicabile regulile de recepție a Da, mesajului. iată aici avem regulile, Da. confirmarea recepționării înștiințării după îndeplinire și vedem că notificarea care e predată transmisă prin poștă electronică, teoretic, prin simplu fapt a transmitere, e suficient. Dar dacă vorbim de recomandări, de standard, atunci cel mai bine și cel mai fain este să transmită o confirmare de recepționare, evident. Read receipt sau return receipt. Ar fi asta o notificare precum că a fost deschis? Da, asta este un instrument tehnic bun care ar ajuta la automatizarea acestui proces. Mai este o întrebare. Și mai era mai sus o întrebare legată de regimul de impozitare în cazul de angajare, angajat fiind în Egipt. Deci, dacă angajatul, presupun eu că angajatul este străin și este angajat pe munca la distanță, dacă nu este așa, vă rog să scrieți în chat. În cazul ăsta, într-adevăr, avem aplicabilitatea legislației Republicii Moldova și procedura de care a vorbit inițial Maxim cu documentarea în formă electronică a contractului.
Acum, pentru teritorialitatea Republicii Moldova, într-adevăr, se aplică regulile de impozitare și dacă este rezidentă MITP, atunci sunt incluse sociale, medicale și impozitul pe venit al salariatului, sunt incluse în acele 7% achitate de angajator. Însă, aspectele ce țin de impozitarea salariatului, dacă este cetățean în Egipt sau cetățean acolo unde se află, trebuie văzute din perspectiva țării în care se află. Pot să fie niște aspecte de impozitare, unu, dar pot să fie și niște aspecte de ședere. Deci ar putea să fie din perspectivă fiscală, rezident ale acelei țări, deoarece va depăși cele 183 de zile. Deci, din perspectivă fiscală, ar putea să fie rezident și atunci vor fi implicații, dar trebuie analizată legislația acelui stat. Dacă plasăm pe un panou informativ în oficiu, care va fi confirmarea? Bine, noi trebuie să separăm, dacă aveți în vedere în contextul informării și comunicării, noi revenim aici la obligații de informare și consultare, dar aici trebuie să vedem în situația când asta e aplicabil, când se aplică 42 cu cele 1. Și aici vedeți, a treia soluție este un anunț public afișat pe un panou informativ cu acces general. Noi am avut situații când proba că a fost plasat acest anunț, a fost o poză sau s-a făcut o comisie din reprezentanții salariatului și angajatorului care au constatat printr-un act de constatare publicarea. Dar din momentul în care aveți posibilitatea să faceți prin website și prin poștă electronică, probabil asta e mult mai ușor de confirmat ulterior decât anunțul public pe panou informativ al societății. Și mai era ceva? Semnarea olografică la cunoștință de prevederile regulamentului, da, asta e metoda clasică prin care se aducea la cunoștință, că a luat cunoștință de prevederile regulamentului. Noi spuneam doar că a apărut încă o modalitate suplimentară care ar putea să vă faciliteze această interacțiune. Evidența timpului de muncă. Iată, puteți să vedeți redacția care era până la 2 iulie 2023 și cum era formulat 106, e obligat să țină în modul stabilit evidența timpului de muncă prestat efectiv și redacția după 2 iulie. Avem două metode alternative. Prima, conform modelului aprobat prin convențiile colective încheiate la nivel național, aici o să aveți un model pentru voi care este relevant pentru voi, sau evidența orelor de muncă în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris. Nu uităm că prin acord scris se interpretează și inclusiv în cazul când aveți un document electronic sau contractul semnat prin semnătură electronică. Asta înseamnă că voi, în funcție de specific unei funcții, ați putea, în cazul unor funcții sau anumit salariați, stabiliți cum se duce evidența pentru acest salariat. Spre exemplu, se duce online sau printr-o modalitate tehnică, un instrument specific pe care îl aveți în cadrul societății, unde se duce evidența timpului de muncă, nu știu, un eventual soft de project management, de CRM, de orice care este deja implementat și atunci îi faceți o descriere, recomandarea generală este descrierea să fie neutră din punct de vedere tehnic. Adică puteți indica softul Todoist, dar sau pur și simplu puteți indica prin intermediul softului care e lucrativ la nivel de societate. Și atunci asta vă oferă flexibilitatea să faceți diferențieri pentru anumite funcții. Nu e relevant să se includeți un mod specific de evidența orelor de muncă sau pur și simplu în baza accesului, o intrat, o ieșit. Iată, evidența orelor de muncă. Pentru alții, ați putea să considerați relevant să includeți ca nume în baza unui software să colectați datele despre orele de muncă sau mai ales în special în cazul muncii la distanță. Noi discutam în cadrul webinarului la întrebare cum se duce evidența asta și ar fi foarte bine să fie inclusă această clauză în contractul de muncă. Aici eu am o întrebare, dacă îmi permiți, Max. Într-adevăr, noi avem evidența timpului de muncă și din 2023, din iulie, avem alternativă. Avem acel tabel de pontaj care este semnat, pregătit de resurse umane, care duce evidența ce s-a întâmplat per departament, per persoane, cu regimul de lucru. Acum, alternativa a fost introdusă, presupun eu, la sugestia mediului de afaceri, de asta a venit, fiindcă sunt societăți care au diferite sisteme de evidență, exact cum ai zis. Și atunci, întrebarea mea dacă această evidență
poate să fie prevăzut în regulamentul intern. Deci, ca și ordin general de genul, noi ținem evidența timpului de muncă prin sistemul. Eu cred că da, doar că aici e important să ne asigurăm atunci de două ori, în sens cum trebuie să interpretăm ce înseamnă în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris. Și cum interpretăm acordul scris sau acordul lor, atunci noi ar trebui să ne asigurăm că la momentul în care noi am făcut cunoștință cu regulamentul, să obținem efectiv că eu sunt de acord cu prevederile regulamentului. Pentru că noi atunci avem două situații. Noi am putea să transmitem pur și simplu prin poștă și noi am ajuns la concluzia că asta este ok și am adus într-adevăr, l-am notificat, înștiințat, dar în cazul ăsta să avem siguranță că am primit acordul, că el e de acord cu acest regulament. Și Deci dacă avem. aparent asta ar fi o soluție, da, din perspectiva deja regulamentului. Deci dacă avem un CRM de evidență a orelor de muncă, de genul obligației, la înainte de începerea timpului de muncă, salariatul este obligat să se logheze în acel pentru a se, nu știu, ponta sau pentru a confirma prezența. Deci să fie o descriere a acelui sistem de evidență. Și ulterior să fie niște reguli de gestionare sau cum ar trebui să facă salariatul ca să țină acea evidență, pentru că până la urmă, ca consecință, asta o să țină și de executarea obligațiilor salariale. Da, Consecință sigur, și a timpului de muncă, dar și a obligațiilor salariale de a completa acel sistem. da, plus, într-adevăr, ce ține deja de soi de job description sau de obligațiile care sunt incluse în regulament, am văzut situații când angajatorul stabilește pentru angajator sunt foarte importante aceste procese, proceduri, și el, într-adevăr, le detaliază și sancțiunile disciplinare inclusiv pot fi aplicate, nu doar pentru, spre exemplu, că au făcut un task necalitativ, deci calitatea livrabilului, dar că nu au îndeplinit în genere procedură. Nu te-ai logat, noi ai înregistrat timpul, acum nu putem factura sau nu putem face invoice-ul pentru că nu ai îndeplinit o procedură. Per se, neîndeplinirea procedurii poate fi o încălcare a obligațiilor de muncă. Cum efectuăm asigurarea socială și medicală, securitatea muncii pentru salariații străini care prestează munca de la distanță? Întrebare. Da, eu, apropo, zilele astea am primit o întrebare. Noi, în cazul MITP-ului, mai redirecționăm cumva și încercăm să fim ca o autoritate care oferă informația către rezidenți sau cel puțin acolo unde nu știe, ca să redirecționeze către autoritățile competente. Și atunci informația a fost de genul ăsta când salariatul fiind la distanță a avut un accident de muncă. Noi am vorbit asta la webinarul numărul 2, dacă nu greșesc, sau 3, și link-urile sunt în prezentare. Ce se întâmplă pe partea de SSM? Deci, dacă ești în străinătate, noi nu avem teritorialitate și jurisdicția autorităților din Republica Moldova, nu lucrează. Ca să fii corect documentat, noi avem acel certificat medical care poate fi emis doar pe teritoriul Republicii Moldova, integrat în sistemul din Republica Moldova. Deci, asta ar fi o arie gri, dar care poate fi gestionată prin acel acord adițional sau contract când vorbim de muncă la distanță și ce se întâmplă pe partea de SSM. Obligațiile, angajatorii au flexibilitatea să stabilească care sunt drepturile și obligațiile pe partea de securitate și sănătate muncă în contractul cu salariatul. Că trebuie să respecte regimul de la XY, că trebuie să asigure un minim nivel de securitate, nu știu, energetică, incendiară sau alte condiții, dar mai mult decât atât, nu știu dacă e posibil să mai facă chiar și în cazul unui accident de muncă. De acord. Așa. Despre evidența timpului de muncă, astea erau modificările. Ce înseamnă aceste modificări pentru rezidenți? Deci vorbeam despre flexibilitate. O să vă permită să încheiați contract pe durată determinată, pentru multe proiecte. Asta este într-adevăr o ușurare sau pentru multe situații de business. Excluderea documentării unor procese interne, iar regulamentul de obicei are minim între 8 și 10 pagini. Dacă nu e făcut sub necesitățile dumneavoastră, asta înseamnă încă niște documentații suplimentare. Cu programarea anuală a concediilor, spre exemplu, iarăși asta o să vă ușureze procedura de programare anuală, nu e necesitate să faceți 2 săptămâni până după anul calendaristic, aveți
puteți o face până la sfârșitul anului calendaristic, vă puteți adapta procesele dacă aveți suficientă flexibilitate, când baza cererii scrisă deja e foarte clar indicată în lege, puteți acordați concedii angajatului, indiferent de programare anuală. Și urmează să vă actualizați actele, procesele interne. Când vorbim despre procesele interne, avem în vedere și ceea ce discutam la început, despre notificări, înștiințări în formă electronică, semnare de acte. Asta tot e un proces care poate fi detaliat în actele interne ca să fie o claritate, certitudine că noi vorbim când transmitem notificări, deși electronic, doar prin e-mail corporativ și atunci noi îngustăm area de aplicare și e foarte clar că noi vorbim doar cu poșta corporativă sau termenul în care tu trebuie să răspunzi la aceste notificări sau termenul în care eu trebuie să te înștiințez referitor la aceste modificări și cum o fac. Asta ține de procese, proceduri interne. Eu sunt mai mult ca sigur că la companiile din parc sau din ceea ce am reușit noi să vedem, aceste procese în orice caz sunt pus pe hârtie, chiar dacă nu din perspectiva regulamentelor interne strict de muncă, dar din perspectiva privacy, securitate cibernetică, voi deja aveți niște standarde ISO-uri pe care le respectați. Și atunci voi puteți pur și simplu să le adaptați pentru procesele pur din perspectiva doar a interacțiunii a dreptului muncii. Concediu de odihnă, asta spuneam în slide-ul anterior, exclusă obligativitatea ca să aprobați programele pentru anul următor în termen de 2 săptămâni, aveți flexibilitate să faceți până la finele anului calendaristic, asta înseamnă teoretic până 31 decembrie, dacă e zi lucrătoare. Programarea concedierilor de odihnă anuale nu mai este obligatorie, exclusă informarea scrisă preventivă despre data începerii concediului, sorry. Și e o posibilitate, și un soi de flexibilitate, să achită indemnizația într-un termen mai mare decât 3 zile înainte de începerea concediului, dar și la o altă dată, agreat cu salariatul, numai că este stop, este un deadline, nu mai târziu de data achitării salariului. Adică poate fi un termen, nu știu, o diferență 5-7 zile, dar dacă termenul de obicei era pe 10, nu mai târziu de 10 a lunii în care el pleacă în concediu anual de odihnă. Uite, pe partea de programări a fost într-adevăr exclus această, să zic eu, obligativitate, acel ordin cu 2 săptămâni înainte de asta. Resursele umane trebuie să se asigure sau la început de luna decembrie, se asigură și strângă informații de la toți salariații că când vor să plece în concediu pentru anul următor și să facă acel ordin de documentare corectă, astfel încât să nu fie afectată activitatea societății per general. Ca și consecință, în caz că intervenea vreo altă modificare sau un salariat depunea de urgență, nu știu, cerere pentru o altă perioadă de concediu, din ce cunosc eu anterior, Ministerul Muncii zicea că trebuie să fie modificat acel ordin și să fie actualizat la zi. Deci resursele umane cam asta și se ocupau, efectiv, ca să modifice ordin peste ordin. Sau acum s-a dat flexibilitate, într-adevăr. Trebuie să aveți o previzibilitate și asta cumva se leagă cu obligația angajatorului de a asigura funcționalitatea societății, dar și de a asigura că salariații își iau concediu bine meritat de odihnă, cel minim de 14 zile. Deci este o modalitate de organizare și un echilibru între salariat și angajator. Acum, bine că este, nu se leagă de acel termen de 2 săptămâni, deci cunosc eu, în cazul unui control, inspecția venea efectiv și verifica parte de documentare, cum zicea și Maxim. Este regulament BIFO. Este aprobat concediu programat BIFO. Dar în esență nu se intra, fiindcă a fost vehiculat în mediul de afaceri dacă această programare face sens în cazul în care sunt, de exemplu, 5 salariați, dintre care unul este contabil, resurse umane, unul, nu știu, de exemplu, care au job description total diferit. Și atunci, dacă este o funcție care are atribuții similare, face sens de a fi această programare, anume pentru ca să nu există o suprapunere sau să nu fie afectată activitatea angajatorului. Dar dacă sunt, de exemplu, până în 10 salariați și erau astfel de discuții, ca să nu fie această obligativitate. Deci, până la urmă, s-a decis că este o flexibilitate, programarea poate fi făcută
la decizia angajatorului în ultima zi sau și măcar și în septembrie, dar cât de cât să existe un echilibru între acea funcționalitate și concediul salariaților. Și pentru mine, după mine, a fost foarte bine, prevederea a fost exclusă cea de informare. Din punct de vedere angajatorului, angajatorul emitea ordinul de programare, emitea ordinul de acordare a concediului și emitea o notificare prin care, dragă salariat, cu 3 zile înainte de asta, trebuie să mergi în concediu. Și era o documentare foarte rigidă și de pentru concediu sau informarea despre concediu, de fapt, venea de la salariat și salariatul știa foarte bine când și-a programat și cum a informat angajatorul. Deci, cel puțin o documentare a fost exclusă, rămâne programarea și ordinul pentru acordarea concediului. Și deja de indemnizație, da, nu mai zic eu, din cât cunosc, în fapt, deși de iure era scris că, da, trebuie de informat salariatul, nu se făcea și indemnizația de concediu, de regulă, într-adevăr, se plătea la final de lună, odată cu achitarea salariului. Doar cu excepția cazului când era la începutul lunii următoare. Așa, avem o întrebare în grup despre cele 4 zile adiționale, dacă pot fi programate la fel, de asemenea, cum ne asigurăm că doar soțul, soția, putem cere la celălalt partener o declarație, precum că nu va lua de la angajator sau concediu suplimentar și el și ea. A doua întrebare, răspunsul nostru este, până când nu mi imaginez cum noi am putea să-l obligăm. Sau... Deci, teoretic, puteți cere, da, dar nu știu unde sunt limitele deja, pentru că nu aveți un raport cu el. Colectarea, da, și colectarea datelor personale, să începem de aici, asta o să fie prima problemă. Și în genere, nu cred că depășim un pic atribuțiile. Înțeleg stoiul întrebării, dar nu cred că asta intră în atribuțiile angajatorului. Autoritățile deja trebuie să se preocupe de fel de șmecheri de ăștia și 4 zile adiționale, dacă pot fi programate, teoretic, după ceea ce vorbim de programare, despre concediu de odihnă. Întrebarea dacă putem programa și alte tipuri de concediu, cel puțin nu avem interdicții, mai ales dacă asta vine și în favoarea angajatului, n-am avea o încălcare, să spunem că noi am încălcat drepturile prin faptul că și el și eu am vrut să programăm un anumit concediu. Aici nu aș vedea o încălcare anume a dreptului de muncă, dar cu programare era în mod special sau chiar numai despre concediile de odihnă anuale. Da, aici aveam cele zi, 4 zile, totuși 4 zile adiționale, practic o săptămână și poate să fie de esență dacă este o funcție cheie. Eu aș merge pe ideea, într-adevăr, cum a zis Maxim, că este concediu de odihnă și este conectat, dar avem și prevederea aceea că cele 4 zile se conectează la concediu de odihnă. Deci eu chiar aș sugera ca să fie programate cu acordul soției salariatului sau soțului salariatei. Adevărat, cum ați zis și voi, aici sunt aspecte de prelucrare de date. Când angajatorul trebuie să mai ceară confirmări pentru confirmări și nici nu are cum măcar să se asigure că acel concediu nu a fost luat de soț, dacă nu greșesc, soț-soție. Ar fi o opțiune ca atunci când este depusă cerere de acordare a concediului suplimentar să fie confirmat de către salariat. Ar fi. Dar asta nu înseamnă că pune la 100% asigură că va fi respectat și va fi acceptat de către autorități. Da, și nu Dar... înseamnă că cazul niciun soi de obligație sau că eu îți declar precis că eu anume așa o să fac. Nu, am declarat și am declarat sau am spus, dar m-am răzgândit a doua zi pentru că legea îmi Exact. permite. Da. Declarație peste declarație, care de fapt nu are nicio valoare juridică, că poate fi retras. Ca și idee, ca și concept, așa din câte percep eu, ideea era să scoate de pe umerii companiilor care n-au nevoie neapărat de procese, de programare, de concedii, de regulamente, scoate pe umerii lor povara asta operațională, birocratică undeva, pentru că erau situații foarte strane, lipsite de orice raționament, când doi angajați sau un angajat, unii și administrator și asociat aceeași persoană, veneau și solicitau regulament intern. Teoretic, el trebuia pentru societate, angajator, este contract de muncă și anume cred că pentru situațiile astea, dar în mare parte societățile care au 10, 15, 20 mai mult de angajați, cam toți ar dori să aibă o previzibilitate despre programarea concediilor, dar e benefic să știm că avem o flexibilitate și în acest sens. Poate să apar diferite situații,
unde am dorit să deviem de la normele astea. Uite, mie acum mi-a venit o idee, tot revenind la concediu medical. Eu în chat prevederea de la articolul 113, indiciul 1 din Codul Muncii. Și anume, este o prevedere care a fost introdusă în 2022 și ne spune că concediul de odihnă anual se acordă pentru un an calendaristic, pentru cele 12 luni, dar de la data angajării salariatului. Acum eu am avut și m-am uitat puțin pe subiectul ăsta și am văzut diferite opinii și aș vrea să ne scrieți sau dacă puteți să interveniți online, care este, dacă aveți o problemă, una la această normă și doi, dacă care este modalitatea de ținere a concediilor la nivelul societății sau rezidentului. Primul aspect pe care eu l-am depistat este că totuși e vorba de provizioanele concediilor și atunci închiderea unui an și provizioanele sunt pentru anul următor sau noi când se face acel buget, se provizionează la final de an, fie că sunt 30 de zile de concediu, fie că sunt 100 de zile de concediu și atunci se face un provizion ținând cont de veniturile salariatului care urmează să fie achitate sau când vorbim de evidența anuală de la data angajării, nu știu cum se face sau cum poate fi făcut acest provizion. Deci, efectiv, eu nu îmi dau seama. Etalina ne zice, adevărat că norma asta anterioară era, deci nu era normă și era clar că fiecare angajator își ține concediu, evidența concediului de odihnă pentru salariații săi, în dependență de regulile sale sau cum își dorește. Important ca să fie realizată până la final această modalitate de evidență. Norma care v-am dat-o mai sus indică puțin altceva. Acum, ca și consecință, există riscul ca să nu fie respectate prevederile legislației muncii și avem sancțiuni pe partea contravențională, ceea ce poate să scadă din turațiile aplicării unei sancțiuni este doar faptul că nu se încalcă prevederile sau drepturile salariaților și aici trebuie să vă asigurați ca angajator că aceste, într-adevăr, drepturi nu se încalcă și concediul este calculat corect. Dar, cel puțin, din punctul meu de vedere, resursele umane trebuie să facă două lucruri. Una, să facă provizioanele pentru anul următor și, ulterior, trebuie să fie ținută evidența pe an. Da, e posibil să facă printr-un soft, exact, doar că trebuie să extrageți acele date la două perioade diferite. Cel puțin o dată la sfârșit de an și deja atunci când vorbim de încheierea unui an calendaristic pentru evidența concediu. Da. Dacă până mă va plictisați, acum pretind să mă plictisesc. Dacă cumva nu cred, da. Despre, așa, examen medical. E regulament sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, excluse examenele medicale, rămân obligatoriu examen medical la angajare periodic, la reluarea activității, exclus factor de risc supra-solicitarea analizatorului vizual. Deci aici aveți detaliile. Și examen clinic general, oftalmolog, testare acuității vizuale și a câmpului vizual. Nu știu, probabil colegii contabili au aplicat aceste prevederi mai des. La noi, ca la juriști, veneau mai rar cu asemenea solicitări în practică, dar cu siguranță v-ați întâlnit des cu detaliile astea în procesul de angajare, reluarea activității, factori de risc. Și cel puțin, deja nu știu exact, nu am statistică și nici date empirice din parcul IT, dar încă mulți neglijează în practică și în alte domenii, cel puțin factorul ăsta de risc nu neapărat îl aplică, cumva așa, mai ușuratic. Aici de Dar, luat da. în considerare că deci sunt obligatorii examenele într-adevăr la angajarea unei persoane, cele periodice care sunt stabilite și atenție pentru persoanele care supra-solicită ochiul sau
partea vizuală și aici vorbim de mai mult de 50% din timpul de lucru este utilizat. Aici practic ar pica cam toate persoanele care sunt antrenate în activitatea IT, dar și mi se pare contabil resurse umane. Aici nu știu deja partea de documentare dacă vorbim de documente pe hârtie. Dar acest examen periodic a fost exclus din 9 noiembrie. El nu mai este obligatoriu pentru a fi trecut și deci nu mai este obligația angajatorului nici de a face acele examene. Însă rămâne obligația angajatorului de a asigura și de a suporta cheltuieli legate de examenul medical la angajare și la reluarea activității. Ce trebuie să faceți în continuare este să... la următorul slide. Maxim, dacă e posibil. Deci ce trebuie să faceți în continuare este ca să vă uitați în regulamentele de SSM, dacă le aveți actualizate, că în lipsa actualizării acestor instrucțiuni SSM, asta înseamnă că până la urmă ca angajator trebuie să faceți acel control periodic și să îl ajustați, dacă este cazul. Acum, obligația a dispărut de la angajator, însă poate fi aplicată de către angajator pe bază de ca și drept, ca și investiții în salariați, fiindcă cunoaștem că rezidenții parcului au beneficii pentru salariații lor prin prisma pachetelor de asigurare medicală adițională sau facultativă. Dar să vă uitați, în primul rând, cum ziceam în instrucțiunile, dacă mai este acea cerință și să o acordați la prevederile legislației. Iar în cazul în care aveți acea asigurare facultativă, atunci o documentați corect, așa cum ziceam, prin prisma regulilor interne sau politicilor interne și regulamentul intern ar trebui să preceadă cam același flux și proces de notificare, de pregătire și de aducere la cunoștință, dacă vorbim de plăți în favoarea salariaților și ce ține de examenele medicale. Mulțumesc pentru intervenția. Așa, încă o dată, vă rog, este obligatoriu examen medical la angajare, odată la 2 ani și la reluare activității, ca să fie clar. Deci la angajare el a rămas, el nu a fost schimbat. Odată la 2 ani, ăsta a fost scos, periodic, pentru persoanele care utilizează, încă o dată mă întorc la prevedere, atunci când se solicită analizatorul vizual. Și da, deci mai mult, da, lucrătorii care în procesul de lucru utilizează mai mult de 50% aparatele optice și ecranele și display-urile. Mergem după regula inversă. Dacă persoana utilizează mai mult de 50% din programul său display-uri, atunci trebuie să consideri supra-solicitare și atunci este un factor de risc și trebuie să-l faceți ca și examen periodic. Anterior ar fi trebuit să-l faceți. Examenul periodic pentru acest tip de factor de risc a fost exclus. Pentru alte tipuri de factor de risc, el a rămas în continuare. Ok. Asta era întrebarea părintele meu. Sunt alte modificări care urmează să fie luate în considerare în o zi de odihnă, inclusă expres în codul muncii 1 iunie, un nou trimit de suspendare. Apropo, asta e fain. Scuze-mă că intervin în sfârșit hotărârea Parlamentului. A fost adusă la nivel de lege organică și a fost introdusă în codul muncii, fiindcă în jurul zilei de 1 iunie apăreau foarte multe întrebări, deoarece era un tratament și o competență incorrectă între legi. Și, într-adevăr, asta nu era o lege, o zi liberă, o zi de sărbătoare nelucrătoare prin prisma articolului 111 din codul muncii, dar era într-o hotărâre de Parlament. Încă un comentariu la riscuri de sănătate, dar dacă Centrul de Sănătate Publică decide că pe lângă riscul supra-solicitării analizatorului vizual, mai avem și riscul câmpuri electromagnetice neionizante, atunci nimic nu se modifică. Da, atunci pentru acel risc câmpuri de electromagnetice se aplică controlul periodic, care este diferit în dependență de tabelul celălalt din hotărârea de guvern. Mersi. Deci, cu temeiul de suspendare, contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului, pe un termen de maxim 30 zile,
în cazul în care salariatul este absent la locul de muncă și angajatorul nu a fost informat pe motivul absenței, cu alte cuvinte, când el pur și simplu dispare și nu dați de el, dar cumva parcă ar fi prematur să-l concediați și ca să nu-i plătiți salariul pentru perioada asta, aveți încă o posibilitate de suspendare. În cazul suspendării, nu se achită drepturile salariale. Absență fără motiv intermediat la locul de muncă se clarifică pentru persoanele cu durată redusă a timpului, deci cel puțin jumătate din durata zilnică a timpului de muncă, deci 6 ore, respectiv, sau 5 sau 4. Da, iată, partea de suspendare a contractului din inițiativa angajatorului, iată, documentar cum asta ar trebui să fie făcut. Astăzi nu s-a prezentat salariatul la lucru. Okay. Astăzi se lipsește, atunci angajatorul emite un ordin și stabilește că se suspendă acel contract individual de muncă pe un termen de, nu știu, o zi. După aia nu mai vine a doua zi, 3 zile, 5 zile. Sau din start, 30 de zile. Și asta a fost un gap, o lacună a legislației atunci când, într-adevăr, salariatul putea să nu vină. Și eu văzusem în practica mea în tabele de evidență, în tabelele de pontaj, era scris absența salariatului. Dar absența salariatului trebuie să fie documentată în spate. Și în sfârșit a apărut temeiul de suspendare atunci când salariatul nu se prezintă, nu este nici concediu neplătit, că se documenta corect, că din perspectivă documentară a codului muncii, se lua concediu neplătit și se scria o cerere de către salariat. Acum angajatorul are această opțiune când vede că, într-adevăr, salariatul nu a venit la lucru și atunci se suspendă contractul individual de muncă pentru simplu fapt că a absentat. Și la fel a fost clarificată absența asta fără motive anterior. Ziceam că dacă lipsește, vorbeam de un regim normal, prevederea fiind aplicabilă doar pentru un regim normal de 8 ore și atunci când absența era de 4 ore, este un aer. Acum ce a fost clarificat este că dacă noi avem o durată redusă a timpului de muncă, de exemplu, de 2 ore, faptul că a lipsit persoana o oră, deja se consideră ca fiind absență fără motive neîntemeiate. Atenție ce înseamnă loc de muncă în cazul muncii la distanță. Este o întrebare. Să o facem din tâi actele despre absența la lucru mai mult de 4 ore și de-a doua zi suspendare. Da, efectiv, ca să fie... haideți să încercăm să interpretăm temeia asta. Este absent la locul de muncă și angajatorul nu a fost informat. Deci noi reieșim din noțiunea de absent la locul de muncă. Deci 30 minute întârziere nu o să putem să interpretăm ca absență de la locul de muncă și ne ducem efectiv deja, pentru că asta e relevant și în contextul concedierii pentru această noțiune și noi nu interpretăm absența la locul de muncă cu alt, nu știu, sau îi dăm alt conținut. Ca și zile, efectiv, dacă noi noțiunea de absență de la locul de muncă și numărul de ore este întrunit în aceeași zi, noi putem să facem ordine cu aceeași zi. La modul practic, noi recomandăm clienților să facă o comisie, când asta e important, să facă o comisie. Bun, în cazul suspendării poate nu e atât de riscant, dar mai ales în contextul concedierii, noi mereu făceam comisii de constatare, minim un reprezentant din partea salariaților, să constata, pentru că e o chestie de probațiune, să constata absența de locul de muncă, numărul de ore necesar și deja ulterior merge ordinul. Și ca și procedură, la suspendare tot ar avea sens să facem procedură de constatare, în baza constatării să emitem ordinul. Deja când efectiv poate fi, dacă ați întrudit în aceeași zi temei, poate fi din ziua când ați constatat, când ați constatat că a fost absent, dar nu 20 de minute, dar întrunit termenul necesar pentru absență de la locul de muncă. Dacă nu, deja din a doua zi. Și atunci, oricum, vedeți că este pe un termen maxim de 30 de zile. Poate să apară diferite întrebări practice și cazuri. Noi, evident, încă nu l-am aplicat, dar, spre exemplu, el a fost absent la locul de muncă, spre spunem 2 zile. Ați făcut constatare, ați emis ordinul și ați suspendat pentru 20 de zile. El nu v-a informat. Ce se întâmplă dacă el apare la lucru a treia zi? Are dreptul să presteze muncă? Din înțelegerea mea, nu, pentru că voi ați avut motiv să-l suspendați pe 30 de zile și atunci îi spuneți, ok, hai, continuăm colaborarea mai departe, dar vii când expiră termenul de 30 de zile. Ceea ce înseamnă că el pentru perioada asta nu primește salariu. Dar nici nu prestează muncă.
reprezentanți salariaților trebuie să fieleze tot colectivul de salariați pentru comisia de constatare. În mod normal, asta ar fi cazul ideal, pentru că dacă voi nu aveți sindicate, noi trebuie să ne ducem la 42 incele 1, apropo, și să vedem cum se face comunicarea cu salariații. Dacă să fie ales de tot colectivul de muncă, iarăși e discutabil, pentru că asta ar însemna că trebuie să întrunească, să desemneze unul. Iarăși, la analiza practic judiciară, nu neapărat am întâlnit această cerință că să fie ales de semnat. Pentru că dacă nu e sindicat, important că el nu este din administrație, spre exemplu, nu este din consiliu, nu este administrator, nu reprezintă cumva interesele angajatorului, și atunci să fie din rândul salariaților. Interpretarea asta iese la limită, dar nu în contexte unde asta are foarte multă importanță, reduce la statul personal și restul, când nu sindicate. Ca să consult, n-am văzut în practică ce ar fi interpretat, trebuie să fie ales anume de toți salariații, sau să fie un proces verbal al salariaților. Dar dacă nu a fost ales, decizia comisiei va fi nulă. În cazul suspendării, mai ales, răspunsul este nu, pentru că asta e o chestie de probă. Să probați că el a fost absent în acest context, nu neapărat să fie constatat prin raportul unei comisii create din reprezentanți salariatului. Asta poate fi probat indirect sau chiar direct prin cheile de acces. Chiar vedeți că el nu a accesat, pur și simplu, oficiu, camerele de luat vedere, dacă le-ați instalat corespunzător și aveți toate confirmările și consimțământul pentru prelucrarea datelor caracter personal. Și atunci poate fi declarațiile altor salariați, dacă, spre exemplu, ai văzut era locul de muncă X, 1, 2, 3 declarații. În cazul ăsta, raportul nu e atât de esențial ca și probă. Noi vorbim de probe și atunci aici e mai larg spectrul sau admisibilitatea probelor care pot fi prezentate. Dacă mai sunt alte Așa. Da. interveniți sau scrieți în chat. Da, asta a fost cumva cu nostalgie ultimul webinar, partea de legal, următorul webinar, partea fiscală și ultimul din seria celor 10. Noi, per total, în 2023 am avut 11 webinare. Unul a fost în primul trimestru anului legat de politică fiscală. Săptămâna următoare, cum ziceam, avem ultimul webinar. Ce o să facem noi este că o să revenim către rezidenți cu un mesaj de sumarizare în care o să aveți linkurile tuturor webinarilor cu acces la pagina noastră de YouTube pentru a vedea înregistrarea. Cu rugămintea sau cu solicitarea, o să aveți de completat un fișier sau un Google Form, așa cum ați făcut-o de fiecare dată la participarea pentru webinare, în care să înțelegem dacă una au fost utile aceste webinare, acele discuții, dacă vă doriți ca aceste proiecte, discuțiile pe marginea modificărilor la legislație, să continue în 2024. Și cum, dacă sunt anumite discuții sau tematici pe care noi am putea să le abordăm în anul următor, o să vă rugăm ca să completați acel formular pentru a înțelege utilitatea, dar și pentru a da feedback nouă ca administrație și mai ales vorbitorilor. Deci pentru ERA, cei care au fost pe partea de legal și pe partea fiscală, Andrei și Jezda și partenerii, o să avem nevoie de feedback-ul vostru. Deci eu o să apreciem enorm dacă o să interveniți timp de cele 2 minute ca să completați formularul Google Form și o să aveți și mesajul sumarizat cu toate. O să vedem dacă o să putem să păstrăm materialele webinarilor, dacă nu, doar înregistrările. Dacă văd că mai Mai avem o erau două întrebări în da. chat. Cum ne asigurăm că documentăm corect absențele motivate în cadrul muncii la distanță? Deci, pentru asta ar trebui să ne asigurăm că la etapa încheierii contractului de muncă și cu munca la distanță avem tot instrumentariul și descrierea efectivă a acestui proces. În caz contrar, trebuie să ne limităm la prevederile generale. Spre exemplu, în cazul muncii la distanță, noi des recomandam, mai ales în cazul vostru, voi puteți veni și cu soluția, un soft de monitorizare, logurile, da, accesul, nu știu cum deja are loc accesul la platforma de muncă, fie că e cloud, că e intranet, că sunt calculatoarele voastre, undeva este duce evidența de loguri sau de logări în sistem. Sau obligații efective, cum noi vorbeam anterior, să fie obligația de a pune play sau stop la lucruri de muncă într-un anumit sistem soft de CRM, de project management,
unde el efectiv sloghează. Dacă nu a făcut-o, atunci asta este o probă sau o constatare a faptului că nu a îndeplinit munca. Da, o să spuneți că el poate să facă să nu lucreze și să-l pună, evident, dar atunci următoarea măsură de control este sau înregistrarea ecranului, ceea ce e foarte la limite și trebuie niște proceduri foarte detaliate pentru asta, sau vizita fizică, este chiar așa o măsură prevăzută și de lege, că să vină angajatorul, să verifice dacă este la locul de muncă indicat, la distanță, spre exemplu, dar asta iarăși, noi niciodată n-am implementat procedura asta. Și atunci, da, cât de calitativ o să fie procesul detaliat în job description, în contractul individual de muncă, în regulamentul intern bunăoară pentru salariați cu muncă la distanță, la fel de calitativ o să fie și documentarea ulterioară. Noi avem multe tipuri de premii, trebuie la fiecare angajat de făcut ordin. Nu știu, cred că depinde deja în funcție dacă aveți regulament intern sau premii stabilite în contractul individual de muncă. Și atunci, dacă regulile interne zic că acordăm tuturor premii pentru prezență la locul de muncă, atunci e una. Sau dacă avem premii pentru îndeplinirea unor anumite condiții, atunci este clar că trebuie să fie personalizat, fiindcă și achitarea salariului sau plățile în favoarea salariatului se va face per salariat. Dacă aprobăm concedierea pe lipsa conexiunii cardului de acces și camerei video, aveți experiență în instanță care a fost opinia, nu s-a considerat că încălcarea legislației cu privire la caracter personal, noi, din câte mi-am amintesc, experiență în instanță cu asta nu avem, cu datele de caracter personal am avut experiență de implementare la asemenea proiecte, deci cu cardul de acces și camerele video sunt niște cerințe suplimentare, trebuie o notificare, trebuie de obținut consimțământul pentru prelucrare. Specificați expres pentru câte zile sau câte și perioadă colectați, să informați cu privire drepturile salariatului prelucrat, să atașați o notificare la locul în care este amplasată camera video. Și atunci noi am avut un caz când am făcut procedura asta pentru o companie care avea, nu știu, 1000 sau de genul până la 1000 de angajați cu camerele video, așa că asta a fost complicat, dar aparent până acum nu au probleme, dar da, sunt niște procese care trebuie documentate și aici și consimțământul e important. Noi de obicei obișnuim să facem consimțământ separat pentru camerele video, pentru că e un proces mai sensibil, mai ales la așa număr, la nivel mare de angajați. Și atunci cu cardurile de acces, acolo întrebarea e mai sensibilă, când în loc de card de acces e cu amprenta. Asta îți dă caracter special și iată aici poate fi încălcare. Dacă e doar de card de acces plastic, atunci e altă situație. Oricum, da, îți dă caracter personal, dar poate de inclus în procesele generale. Dar cu amprenta, acolo ar putea să fie o problemă serioasă cu dat caracter special. Încălcare o să fie considerată dacă nu ați îndeplinit procedurile pentru consimțământ, pentru documentare, pentru prelucrare, pentru stocare, pentru eliminarea datelor ulterior, după ce a trecut termenul de stocare și efectiv deja mijlocit procesul de utilizare. Dacă voi îl țineți într-un Google Drive unde au acces 100 de oameni și nu individualizat procedura de responsabil date personal și fiecare poate să întrețuite la video, chiar dacă ați obținut consimțământul ăsta, tot e încălcare. Adică depinde de esență. Per se, per general, faptul că e înregistrat o cameră, dacă e documentat corect și procesele sunt îndeplinite, asta nu este o încălcare. Dacă nu sunt procesele documentate corect sau făcut prelucrarea cu încălcare, da, asta e documentare. Da, aici intră nu doar amprentele, ci și recunoașterea facială. Legea 133 cu privire la protecția datelor caracter personal spune că înainte de introducerea sau implementarea unor mijloace tehnice separate, trebuie să se facă acel impact de fundamentare. Da, da. Și atunci analiza de impact. Și atunci trebuie să puneți pe un cântar și atunci o să vă întrebe autoritatea de protecție a datelor. Exista o altă modalitate mai puțin intruzivă în viața salariatului, că dacă e vorba de amprente și de recunoaștere facială, sunt și alte opțiuni. Da, ele poate sunt mai dificile, dar asta nu vă scutește ca angajator ca să documentați, să aplicați procedura care este mai facilă. Și iată pe partea de interacțiune sau până unde merge respectarea legislației muncii și a protecției datelor,
În Republica Moldova este mai puțină practică, însă eu văzusem pe perioada pandemiei și post-pandemie, la trecerea controalelor medicale sau la evidența, obligația angajatorului de a ține evidența stării de sănătate a salariaților săi, în care o autoritatea din România a zis că da, este ok și angajatorul este obligat ca să țină evidența stării de sănătate înainte, cum era obligația, înainte de începerea programului de lucru, în fiecare zi trebuia să bifeze sau să verifice termometria și alte simptome. Pe partea de respectarea legislației muncii a fost ok, însă a venit autoritatea de protecție a datelor și a zis că este abuziv. Deci exact aceeași procedură, aceleași legislații s-a considerat de către autoritate ok. Deci ceea ce aveți pe parte de dreptul muncii este una, dar poate să fie o altă autoritate care să zică că este prea intruziv și angajatorul a avut alte posibilități ca să introducă mijloace. Deci rezultă că nu este aplicabil practic de intimidat absența de la lucru, inclusiv la distanță, pe înregistrări video, monitorizare video. Nu, noi putem să facem asta, doar că atragem atenția că pentru asta sunt necesare îndeplinirea unor procese suplimentare care sunt contextul prelucrării datelor cu caracter personal. Deci noi putem să implementăm, doar că nu implementăm, pur și simplu am instalat camera și atât. Instalăm camera, dar înainte să o instalăm și prelucrăm datele de acolo, includem, obținem consimțământul, ne asigurăm că avem un proces de prelucrare, de ștergere a datelor, de informare despre drepturile subiectului de date, în cazul ăsta e salariatul. Și dacă parcurgem toți pașii ăștia, utilizăm ca și probe video înregistrarea de la înregistrările video pentru muncă, inclusiv pentru muncă la distanță. Asta este posibil. Aici, Max, nu știu dacă e vorba de consimțământ. Mai degrabă ar fi un interes legitim. Dar un interes da, dar că noi, asta e o recomandare de-a noastră, când noi te informăm și te rog să-mi spui ești ok sau nu, asta în măsura ideală în care e posibilă. Că da, noi putem să ne apărăm și cu interesul legitim și cu existența contractului și alte temeiuri, dar best practice, cât timp noi nu avem practică în instanță multă, cât autoritatea noastră nu e foarte detaliat sau expus pe temeiurile astea, noi facem o înștiințare, informare, prin care, ok, eu sunt științat, sunt de acord că o să prelucrez și atunci eu știu despre asta, este best practice, dar da, sunt detalii mai sigur care trebuie implementate. Dacă, ca un exemplu adițional, iată, înregistrarea video, dacă este interesul legitim și camera video este instalată pur pe perimetru, dacă vorbim de o clădire de birouri, pur pe perimetru de ferestre, nu se văd salariații, nu se filmează, doar intrările și ieșirile. Da, atunci da. Este interesul legitim și este securitatea bunurilor și da. Ca să nu fie deteriorate bunurile. Asta da. Dar dacă vorbim, și aici ne bazăm pe interesul legitim, care nu are, pur și simplu trebuie documentat corect și tot nu este 100% sigur dacă autoritatea de protecție a datelor o să zic da, totuși este un echilibru sau instalarea unei astfel de camere la etajul, nu știu, 10 din 10, este puțin probabil cineva să urce de pe acoperiș și să coboare la etajul 10. Puțin probabil, eu zic. Dacă e la etajul 1, atunci schimbă puțin ecuația problemei. Și cu tot este altceva când vorbim de monitorizarea video a salariatului, totuși este prea intruziv. Și mi se pare că la nivel de practică europeană au fost cazuri când chiar și mail-ul salariatului utilizat pe partea privată, salariatul a utilizat în scopuri personale, a fost considerat ca fiind încălcare din partea angajatorului și mi se pare că salariatul atunci a avut câștig de cauză. Da, acolo era un caz când îi monitorizau nu doar poșta de lucru, dar și poșta personală și mesajele personale. Și atunci i-a dat câștig de caz și a ajuns la concluzia, dacă voi monitorizați doar ce și strict legat de lucru, ați obținut, ați făcut efectuat toți pașii prin prelucrare datelor, e o situație. Dacă îi monitorizați, chiar dacă e calculatorul care l-ați dat de mesajele private, atunci este risc de încălcare. Da. Cam asta. Eu am să vă mulțumesc în mod repetat, cred că astăzi, și tare sper că o să ne vedem pe parcursul anului 2024. Încă nu este final de an, dar cam se creionează deja proiectul, inclusiv și în cadrul parcului, și urmează să avem previzibilitate ce se întâmplă în 2024.
Ne revedem, ne reauzim. Datele de contact ale lui Maxim și ale lui Oleg aveți practic în fiecare prezentare. Aveți acces la înregistrările webinarelor. Și încă o dată am să evidențiez faptul că o să apreciem enorm dacă o să completați acel formular pentru a înțelege utilitatea și dacă trebuie să continuăm mai departe. Mulțumim și noi foarte mult, Silvia, pentru tot ajutorul, suportul, colaborarea. Mulțumim, Natalia, Silvia, echipei. Mulțumim, colegi, că ați dedicat timp să ne ascultați, să discutăm. Au fost și pentru noi multe, multe chestii utile. Vă mulțumim și sperăm să ne revedem și cu alte ocazii. Succes! Și cum spunea Silvia, sărbători frumoase!